Salutare la toată lumea și bine ați venit la un nou Market Update. Haideți să aruncăm întâi scurt o privire peste evenimentele care s-au desfășurat în săptămâna care tocmai se încheie. Prima zi din săptămână, luni, a fost marcată, după cum poate mare parte dintre dumneavoastră știți, de declarațiile unuia dintre președinții Fed și anume Bullard. El este un președinte votant prin urmare în, în această perioadă, prin urmare declarațiile lui au impact asupra pieței. El a creat volatilitatea prin declarațiile pe care le-a dat, este unul din cei care susțin că Fed trebuie să aibă o politică agresivă și rapid anul ăsta, dar în afară de asta, ceea ce vreau să subliniez este că în momentul ăsta noi avem două surse de risc principale. Una dintre ele este riscul geopolitic și alta este riscul politicii monetare pentru piață. Ele sunt foarte greu de evaluat comparativ la acest moment, dar opinia mea, părerea mea este că săptămâna asta a prevalat riscul geopolitic. De exemplu, gândiți-vă la faptul că în ziua de marți am avut PPI Producer Price Index, deci e vorba despre inflația la uh, producători și pe prețurile angro. Și rezultatul a fost absolut oribil, adică 1% lună pe lună anualizat, practic noi am avut o inflație pe produsele wholesale, da? deci pe produsele angro, de aproape 10%, de 9,7%. Vedeți, deci 1% în ianuarie practic înseamnă anualizat pentru ultimul ad 9,7% este imens și temerea pe piețe este că acest PPI cumva precede evoluția ulterioară a CPI-ului, deci a inflației la consumatori. După asta am avut în ziua de miercuri un raport destul de bun pe retail, dar țineți cont că de la luna la lună se mai fac ajustări și că raportul pe luna decembrie a fost foarte prost și acum dacă acumulăm decembrie și ianuarie, nu avem o, o mare creștere de consum uh, pe partea de retail. Însă, oricum, raportul a fost destul de bun, dar nu prea a fost luat în seamă de piață, pentru că, după cum v-am zis, se pare că Riscul care prevalează în această perioadă este cel geopolitic, și, în afară de situații în care anumite declarații sau anumite rapoarte economice ies complet din tipar, cum a fost PPI de marți, cumva piața are tendința să se uite mai mult la ce se întâmplă în zona de război în Ucraina decât pe partea economică. După aia am avut. Și ca o dovadă în sensul ăsta, gândiți-vă că am avut în miercuri minuta în, ultime, în ultimei întâlniri a Fedului, ului adică întâlnirii din ianuarie, unde s-a de acord că în aceste publicări ale, ale discuțiilor Fed, președinților Fed din cadrul întâlnirii, ele sunt foarte bine aranjate, coafate și ele trebuie să dea mesajul pe care Fed îl vrea în acel moment sunt ca să spun așa cenzurate însă uh, au fost uh, oribile din punct de vedere al așteptărilor pieței discuțiile acolo au fost foarte foarte uh, aplicate pe o politică agresivă de creșterea dobânzilor și de extragerea lichidității din piață deci de tightening nu e nicio speranță de un Fed put, de o intervenție a Fed salvatoare pentru piață în contextul actual, dar despre asta o să vorbim puțin și mai pe finalul update-ului. Am avut și o cifră un pic mai negativă pe cerile de șomaj, dar deja piața nu s-a mai uitat la acest aspect, joi, pe Unemployment Claims. Astea sunt cererile, cererile, noi de intrare în șomaj, care se publică săptămânal. Interesant este că dacă urmărim săptămână de săptămână aceste rapoarte de unemployment claims și ținem cont că NFP-ul, deci non-farm payroll, ia în considerare de la ziua de 12 a lunii precedente o lună în urmă, deci de exemplu NFP-ul de la 1 martie va lua în considerare în perioada 12 ianuarie 12 deci februarie, putem să ne uităm pe date și ne facem o idee în principiu cam cum va arăta NFP-ul data viitoare. În întâlnirea G20 n-a mai avut niciun impact asupra pieței, e prea de așteptat. Piața se uită doar la partea geopolitică și la politica Fed în momentul ăsta. Am avut și avem în continuare până la sfârșitul zilei de astăzi o serie de membri Fed care dau declarații. Uh, toți, din mai puțin Williams, uh, toți ceilalți sunt uh, membri votanți, deci pot uh, avea influență și pot crea volatilitate în piață prin declarațiile pe care le dau. Brainard este chiar uh, e o, e o doamnă, e cea care ar fi trebuit să fie președinta Fed dacă nu ar fi fost reales uh, Powell. Și cam asta a fost săptămâna asta din punct de vedere al rapoartelor economice. Eu n-am să intru deloc în uh, discuția privind partea geopolitică, nu mă pricep la asta și n-am pretenția că uh, știu ce se întâmplă acolo, dar ceea ce văd eu este că, deși inițial se considera că nu are un mare impact asupra pieței, să zicem, în săptămânile care au trecut, se pare că în momentul ăsta um, grosul de volatilitate provine din zona geopolitică și nu din uh, partea monetare și de evoluția pieței. Dovada este și faptul că niște aseturi care sunt foarte reactive la asemenea situații, cum ar fi aurul, au avut niște evoluții destul de clare în ceea ce privește săptămâna următoare. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că ziua de luni este o zi nelucrătoare. Este o zi, nu este o zi de tranzacționare luni este 21 februarie, ziua lui George Washington și la ei este zi liberă. Deci, practic, noi vom avea 4 zile de tranzacționare săptămâna următoare, aceste zile fiind marți, miercuri, joi și vineri. Vom avea ceva rapoarte pe partea de producție industrială, dar și pe partea de servicii. Avem PMI, care este un sondaj care se realizează la nivelul managementului și de achiziție în companiile mari de industriale sau de servicii. În principiu aceste, aceste sondaje se cumulează, se fac niște rapoarte și valorile peste 50 indică faptul că managerii respectivi sunt declară că vor cumpăra mai mult, vor face achiziții mai mari în perioada următoare și se consideră că în principiu când acești acești uh, au valori peste 50 sunt, pozit sunt rezultate pozitive pentru piață când au valori sub 50 sunt rezultate negative și cumva sunt leading indicators deci sunt indicatori predictivi pentru ce urmează să se întâmple în economie avem și uh, consumer confidence care e foarte interesant de văzut cam la consumatori cam cum se vede evoluția ulterioară a cum credi că se vor simți ca și putere de cumpărare în perioada următoare și cumva este destul de bine legată de inflație această raportare economică. Ca și PMI-urile este o, o raportare economică predictivă, un leading indicator. Avem. GDP-ul, adică produs intern brut, varianta preliminară care este cea mai importantă. Ei raportează produs intern brut în trei variante și varianta preliminară este și cea mai importantă pentru că celelalte două sunt ajustări. Practic joi avem această raportare și este foarte, foarte important să vedem dacă economia începe să stagneze, cum este și previziunea pentru următoarele luni. Un alt raport foarte important, vinerea viitoare avem Core PCI. Este o altă raportare pe inflație la care se spune că se uită Fed. Deci se spune, cu mai este, că Fed de fapt nu se uită la CPI, nu se uită la PPI, se uită la PCI. Această raportare este diferită de celelalte în sensul în care ea nu include mâncarea și energia în, în calcul. Și cumva această această raportare a inflației, acest PCE, tinde să fie puțin mai domol, mai liniștit decât CPI-ul sau, mă rog, pe partea de consumatori, practic cu CPI-ul s-ar putea compara. Deci este tot inflația la consumatori, numai că nu include mâncarea și energia, pe care specialiștii de la Fed le consideră prea volatile pentru a fi incluse în, în acest calcul. Și cam atât pentru săptămâna viitoare mai e de la Universitatea din Michigan, sentimentul consumatorilor, e un raport făcut de ei. Poate să creeze o volatilitate minimă în piață, dar ca și informația adiacentă, poate fi privit, nu cred că este un un raport care să genereze o mișcare consistentă într-o direcție sau alta în piață. Acum, haideți să ne Uităm puțin pe evoluția prețului S&P de săptămâna asta. Înainte de a discuta o chestiune destul de importantă, zic eu, legată de problema care ne macină pe toți la ora actuală și anume politica monetară, întrucât, într-o formă sau alta, evoluția noastră pe piața financiară americană a conturilor noastre, fie că sunt de investiții, de trading sau combinate, de asta va depinde în anul 2022. Din cauza că toată această evoluție a pieței din ultimii 2 ani a avut ca sursă principală de. ca temă principală lichiditatea. Odată ce acest robinet se închide și se reversează acest trend, și odată ce vom avea creștere de dobânzi, Piața se va propaga în jos. Nu cred că există nicio șansă pentru ca piața să crească în condițiile care vor urma în următoarele 4-5-6 luni. Dar la asta voi reveni mai pe final. Acum, ceea ce putem să vedem în această săptămână, ca și în ultimele săptămâni, este faptul că am avut o piață eficientă. Iată, avem una, două, trei, patru săptămâni la rând în care piața a fost eficientă. Asta ce înseamnă? Că ea a evoluat în probabilitățile unei deviații standard, așa cum au fost ele stabilite în weekend pentru săptămâna următoare, de către piața de opțiuni. Noi putem să vedem cumva la sfârșitul unei săptămâni cam cum... Cam care e probabilitatea de evoluție a S&P-ului Într-o deviație standard, adică cu o probabilitate de 68,2%, pentru următoarea săptămână. Dacă piața stă în acest interval, până la sfârșitul săptămânii următoare, se zice că piața este eficientă. De obicei, după un șir îndelung de săptămâni în care piața este eficientă, urmează perioade scurte, dar agresive, în care piața devine foarte ineficientă și în care putem să avem mișcări de două, poate chiar trei deviații standard într-o direcție sau alta. Nu neapărat de scădere, poate să fie și de creștere. Pentru săptămâna următoare, până acest moment, avem o mișcare de preț așteptată, probabilă, în intervalul 4250-4500. Dacă piața va continua să rămână eficientă și săptămâna următoare, Asta este intervalul de preț în care se va mișca S&P 500. Dar ceea ce mi se pare mie interesant este următorul aspect. În continuare, prima de volatilitate este foarte mică. Iată, avem 28% practic, iar o medie istorică undeva la 40-50%. Asta ce înseamnă? Înseamnă că piața de opțiuni estimează o volatilitate în luna următoare ușor mai ridicată decât volatilitatea din luna precedentă, din luna care se încheie astăzi, de exemplu. În mod normal, în estimarea viitoare, practic, în estimarea pentru luna următoare, se ia în calcul incertitudinea și elementul necunoscut pentru perioada următoare. Din această cauză, această primă de volatilitate, de obicei, este puțin mai mare. Și piața, atunci când estimează valori mai mici, uneori chiar negative, se cheamă că este destul de complezentă e complezență în piață, adică cumva investitorii s-au obișnuit cu această evoluție, indiferent care a fost ea în ultima lună și pestimează pentru perioada următoare o evoluție oarecum asemănătoare. Dar când se întâmplă acest fenomen, instituțiile nu se încarcă cu foarte multe tranzacții de hedging. E, și asta putem să vedem în indexul SKU. Deci ideea este că atunci când indexul SKU este într-o zonă minimă, Iată, pentru această perioadă deja zona de 120-130 este o zonă minimă pentru că schiul ne-a obișnuit în ultimul an sau cel puțin după jumătatea anului să stea în zona 150-160. Asta ne spune nou că instituția nouă că instituțiile nu au făcut hedging foarte agresiv în S&P pentru luna următoare. Pentru o perioadă, mă rog, nu e exactă perioada, următoarei luni, următoarele 40-50 de zile dacă noi avem o primă mică de volatilitate, deci nu se estimează o volatilitate cu mult mai mare pentru uh, perioada următoare decât cea care tocmai s-a încheiat. Dacă avem un index skew domol, redus, asta înseamnă că încărcarea cu hedging pe partea instituțională este destul de precară. Și ce se întâmplă în situațiile astea? Se întâmplă că <coughs> se poate realiza oricând un unwind, o derulare foarte agresivă, mai ales pe scăderea pieței. Pentru că dacă instituțiile nu, nu sunt încărcate cu hedging, într-un mod corespunzător, ele vor fi obligate să facă hedging dinamic. Ce înseamnă hedging dinamic? Pe scurt, când se vinde piața, ele pentru a-și neutraliza direcțional portofoliile vor trebui să vândă. Când se cumpără piața, vor trebui să cumpere. Adică orice mișcare agresivă în S&P va fi exacerbată de acest hedging dinamic. Și să nu credeți că este un efect minor asupra evoluției prețului, din contră, este un efect care poate să fie foarte consistent. De genul, de exemplu, celui văzut la sfârșitul lui ianuarie, adică unde S&P-ul, față de mișcarea inițială de o deviație standard, previzionată cu o săptămână înainte, s-a mișcat aproape 3 deviații standard într-o situație de genul ăsta să presupunem săptămâna viitoare dacă am avea un eveniment de genul ăsta noi putem să vedem S&P-ul probabil în, jur, în zona lui 4000 asta e o mișcare a, acolo ne ar duce o mișcare de genul ăsta eu nu zic că asta se va întâmpla dar vreau să spun că din punct de vedere al mecanicii pieței și al modului cum funcționează hedging-ul dinamic la nivel instituțional și al faptului că nu există foarte mult hedging realizat la ora actuală, există condițiile tehnice în piață de a se realiza o asemenea evoluție a prețului, a, a lui S&P 500 și a pieței în general. Acum, haideți să vorbim puțin despre ceea ce ne frământă pe toți la ora actuală și probabil că va fi o temă de discuție pentru tot anul 2022 și anume despre Cealaltă sursă principală de risc, pe lângă riscul geopolitic, actual și să sperăm că va fi de scurtă durată acest risc geopolitic, și anume politica monetară. Dacă ne uităm pe probabilitățile privind rata dobânzii din martie, observăm deja că lucrurile s-au schimbat dramatic de la o săptămână la alta, în sensul în care, dacă săptămâna trecută, în weekend, era discuția în piață că Luni avem o ședință FED cu ușile închise. A fost și puțin tamtam -tam pe tema asta. De fapt, ea era o ședință programată. Au fost foarte multă manipulare, zic eu, în media pe, pe tema faptului că ar fi fost o ședință de urgență. Chiar și persoane foarte importante au propagat știrea așa. Se pare că nu era o ședință de urgență, și eu am crezut că e o ședință de urgență la vremea aia. Ei, în momentul ăla. Vinerea trecută, probabilitatea unei creșteri duble de dobândă în ședința din 16 martie a ajuns la 94% aici. Adică, practic, aveam virtual uh, garantat că în martie va fi o creștere de dobândă de 50 de puncte de bază. De ce insist cu acest aspect? Gândiți-vă așa. La ora actuală, Fed încă face quantitative easing. Deci, încă. Cumpără bonduri și mărește balance sheet-ul, mărește activele. În condițiile în care avem o, o scădere, așa cum o vedeți, în piață. Într-adevăr, piața este un mecanism de decontare, și piața cumva încearcă să voteze nu ce se întâmplă azi, ci ce se va întâmpla în viitor în economie. Prin urmare, de acord că este un mecanism de decontare și că aceste creșteri de dobânzi și eventual de reducerea lichidității în o anumită măsură sunt în preț, dar noi nu știm în ce măsură ele sunt în preț. Ceea ce știm noi factual astăzi este că la ora actuală încă se face quantitative easing, la ora actuală dobânda încă nu a crescut și piața s-a vândut în cazul S&P de la 4800 la 4300, adică cu 10%. Și încă nu a început acest ciclu de politică monetară agresivă, care este garantat, dar să nu-și facă nimeni iluzia că asta nu se va întâmpla. E absolut garantată chestia asta. Și acum, în condițiile astea, noi încercăm să ne dăm seama ce se poate întâmpla cu activele din piața financiară în anul ăsta, sau cel puțin în următoarele 6-8 luni de zile. Deci, după cum vedeți, cumva probabilitățile s-au mai domolit. Avem probabilitatea mare acum că avem o creștere de dobândă în martie de 25 de puncte de bază. Părerea mea este că această creștere este în preț. Deci dacă noi nu vom avea cine știe ce alte evenimente pe partea de politică monetară sau declarații agresive, dacă vine ședința din 16 martie și dobânda crește cu 25%, nu văd asta ca fiind o sursă de corecție în piață. Pentru ședința din mai, avem cea mai mare probabilitate de două creșteri de de fapt nu mai avem nicio probabilitate că dobânda rămâne doar cu o singură creștere pentru mai, deci pentru mai deja avem fie două creșteri de dobândă, probabilitatea de 60%, fie trei creșteri de dobândă, probabilitatea de încă 34%, sau chiar patru creșteri de dobândă până mai doar 3,5%. Pentru luna iunie deja avem iarăși garantat că avem 3 creștere de dobândă. Deci până acum avem la fiecare ședință o creștere de dobândă. Pentru luna iulie avem un 10% de probabilitate că dobânda nu se mai crește în iulie. Dar 90% de probabilitate este că avem și a patra creștere, a patra, a cincea de dobândă în iulie. Deci vedeți? Noi nu știm acum cât este luat în preț din aceste creșteri de dobândă, și nu știm ce vor face pe partea de uh, reducere de lichiditate, pentru că ei în luna martie, termină quantitative easing-ul, deci toată această uh, politică monetară pe care o fac încă din 2009, mă rog, con întrerupere în 2015, 16, 17 și 18, dar. Uh, care nu a însemnat neapărat ceva spectaculos din punctul ăsta de vedere. Ceea ce vreau să spun este că noi avem această scădere de 10% în piață, într-adevăr, predictiv pentru ce va fi anul ăsta, dar fără ca să se fi întâmplat nimic pe partea de politică monetară. Și din punctul ăsta de vedere vreau să subliniez un aspect, că presiunea politică este absolut imensă la ora actuală. Ei trebuie să facă ceva cu inflația, orice s-ar întâmpla. Să știți că președintele Paul, că a fost discuția asta, este reales, dar nu este încă votat. Și la este o regulă că dacă mă rog, nu este încă votat un președinte, cel care este în funcție rămâne până când se face votarea. Dar cum el a fost cel care a fost nominalizat și reales, cumva... Acum este un status quo, așa, în sensul în care el nu este încă votat de Senat, dar el e președinte prin faptul că asta e regula, el oricum a fost președinte și prin regula asta îi rămâne în continuare. Eu cred că poate fi schimbat dacă nu joacă cum vrea Casa Albă și Casa Albă are o presiune politică imensă la ora actuală. Gândiți-vă că 40% dintre americani nu au aseturi în piața financiară și este pătura cea mai săracă și dacă nu știți, 25% din populația americană trăiește sub limita sărăciei. Nu este ce știm noi din, din filme și din uh, ce ne imaginăm noi despre America. Sunt foarte mulți săraci acolo. Iar această pătură de 40% de, care nu au aseturi în piața financiară nu se interesează de ce face sp ul uh, Ei sunt votanți democrați în majoritate și pătura asta va fi afectată în principal de prețurile de consum. Și ce vreau să vă mai zic este că în CPI, deci în Indexul Prețurilor de Consum, să știți că undeva la probabil la 40% sunt bunuri de consum, deci efectiv bunuri fizice care se cumpără de către populație și undeva la restul, peste 60%, sunt servicii. Dar la CPI-ul acesta care a ieșit cu 7,5% inflație în luna ianuarie acum, acolo bunurile de consum, deci bunurile fizice au avut o inflație de 18%, iar serviciile undeva între 4 și 6%. Eu n-am datele în față, dar le zic așa, cam cum mi le aduc aminte. Și gândiți-vă la faptul că, de fapt, asta înseamnă că populația săracă achiziționează foarte multe servicii, ci cumpără cele de bază traiului de la unul la alta, este mult mai afectată de inflație decât media populației, medianul. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, presiunea politică este absolut imensă. Gândiți-vă că inflația, chiar dacă ei vor crește dobânda, ciclul economic prin care creșterea de dobândă afectează inflația prin reducerea inflației este de 6-9 luni. Deci ei vor crește dobânda în martie. Efectul efectiv al creșterii dobânzii din martie se va vedea în ianuarie anul următor. Dacă, dacă inflația nu va scădea din motive pur mecanice, gen pe, pe lanțurile de aprovizionare, se mai detenționează situația, lumea cumva consumă mai puțin bani și atunci se mai reduce presiunea pe prețurile de consum, noi nu avem nicio șansă să vedem altceva decât politică monetară agresivă în următorul an, efectiv, adică de acum și până la sfârșitul anului. Și ceea ce vreau să vă arăt din punctul ăsta de vedere, dar încă o mică observație referitor la ce v-am arătat mai devreme, aș vrea să vă spun că această predicție de 6-7 creștere de dobândă în 2022 se face pe piața bondurilor. Aici, practic, sunt, se tranzacționează niște contracte futures pe aceste dobânzi și se, pe baza acestor contracte futures se fac aceste probabilități. Aceste contracte futures sunt în principiu tranzacționate de instituțiile care sunt apropiate de Fed într-o formă sau alta. Asta ce înseamnă? Instituții care transacționează euro-dolar, traderi de pe piața repo, interbancară, dar în principiu ce am văzut eu că într-un sondaj recent în rândul managerilor de fonduri, fonduri de investiții, fonduri de pensii, aceștia consideră că Fed de fapt nu va face mai mult de 4-5 rate hikes. Și probabil și investitorii de retail sunt cam în aceleași coordonate. Uh, dar aici la investitorii de retail bănuiesc că e mai mult speranță decât calcul uh, pragmatic. Uh, ideea lor a investitorilor care consideră că Fed va fi mai puțin agresiv decât pare la ora actuală este că Fed nu va lăsa să piața să cadă prea mult datorită acestui wealth efect, adică reversării acestui wealth effect, adică efectului de bunăstare întrucât, mă rog, se consideră că dacă aseturile financiare cresc lumea psihologic are impresia că bunăstarea este mai mare și cheltuie mai mulți bani și dacă vă gândiți din punctul ăsta de vedere, Fed poate chiar își dorește o corecție mai consistentă în piața financiară pentru a reversa acest wealth effect și a-i face pe oameni să cheltuie mai puțin bani și a, și a reduce presiunea pe inflație. Și asta e un punct de vedere din care se poate privi chestia asta. Dar ce vreau eu să spun este că ideea acesta că Fedul va interveni, e vorba, aici este vorba de prioritățile uh, Fedului. Până acum, în ultimii 10-12 ani, prioritatea a fost creșterea. Greu. Asta a fost prioritatea. Acum prioritatea este inflația. Deci nu mai e creșterea, e combaterea inflației și această politică monetară agresivă vine pe fondul ăsta. Eu am un singur exemplu și pe care probabil că vi l-am mai arătat. Acesta este indexul pieței din Corea de Sud. Dacă știți, Corea de Sud, indexul Coreei de Sud se numește KOSPI, vi se mai zice și Dr. COSPI, ca și cuprului, cuplului se zice Dr. Copper, Corea de Sud și cuplul sunt niște prin, sunt printre indicatorii foarte predictivi pentru economia globală. Corea de Sud, undeva la începutul verii, deci vorbim de mai aprilie, mai iunie, zona asta, economia lor a stagnat și au trecut într-un sistem din acesta mai deflaționist, dezinflaționist și ei în același timp au început să facă ceea ce începe să facă Fedul acum, adică politică agresivă de creștere de dobânzi și de reducere de lichiditate. Haideți să vedem puțin ce s-a întâmplat cu piața lor după ce au... Deci ei, practic, pe un slowdown economic, au făcut o politică agresivă de combaterea inflației și de... Inflația nu se poate combate decât prin încetinirea economică, să nu creadă cineva altceva. Deci, Concret, din punctul meu de vedere, dacă ei vor să ducă inflație de la 7,5% la sub 2,5% prin mijloace monetare, ei trebuie să creeze recesiune. Punct. Nu există altă modalitate de a face chestia asta. Comparativ, putem să ne uităm că indexul Coreei de Sud a scăzut cam cu 20% până acum. În două trimestre și un pic de politică monetară de uh, încetinire a inflației. S&P-ul a scăzut doar cu 10% în condițiile în care următorul ciclu de politică monetară nici nu a început. Ceea ce vreau să arăt prin asta este că ceea ce e mai rău pentru piața financiară încă nu am trăit și trebuie să ne gândim în concordanță la aceste aspecte. Datele economice nu mint din punctul ăsta de vedere, și practic Fedul va face această politică de creștere de dobând și de reducere de lichiditate în condițiile unei încetiniri economice, în sensul în care creșterea economică încetinește și inflația încetinește, chiar dacă Fedul nu intervine, datorită bazei de calcul. Noi deja intrăm într-un ciclu în care inflația asta de 7,5% pe care am avut-o la CPI va deveni 7, va deveni 6, poate chiar 5%. E vorba strict de efectul bazei de calcul în dinamică. Ca o mică paranteză, acum niște ani buni, niște mulți ani, Ray Dalio și Bridgewater, firma lui Ray Dalio, au scăpat cumva în piață un white paper. Un white paper în care cumva se așa se presupune că au vrut să-l scape în piață. Nu se știe cât de mult au vrut să fie publică chestia aia. Era un white paper în care ei de, de, cumva detaliau care este procesul lor de alocare pe baza uh, ceea ce numeau ei ciclurile inflation growth, creșterea economică și inflație. Și ei au determinat acolo patru uh, momente, patru regimuri economice uh, și anume atunci când inflația crește și uh, creșterea economică accelerează, când creșterea economică accelerează și inflația scade, când <coughs> inflația <coughs> accelerează și econo creșterea economică stagnează și când creșterea economică stagnează sau descrește și inflația descrește. Practic cea mai uh, rea din toate variantele. Fără să intru eu în detalii acum, puteți să căutați și voi, sunt o mulțime de surse, o mulțime de modele create acum, practic la nivel instituțional, cam toate modelele de alocare pe termen mediu se bazează pe această teorie a lui Ray Dalio și mă rog, au evoluat tot felul de modele de atunci. În principiu de aici vine ideea de Goldilocks, de reflație, stagflație și dezinflație. Unii o numesc deflație, eu consider că deflația e, eu fiind și economist, pentru mine deflația înseamnă supraproducție, Reducerea dramatică a prețurilor și atunci producătorii uh, sunt nevoiți să arunce marfa pe câmp, cum făceau în anii 1920-1930, nu vorbim despre asta. Dezinflație înseamnă că creșterea economică decelerează și inflația decelerează în același timp. Este situația în care noi ne vom găsi în următoarele șase luni, datorită datelor economice și nu a politicii monetare sau a războiului din Ucraina. În această situație, cum v-am arătat mai devreme, în care se găsea și Coreea în vară, Banca Centrală intervine cu o politică de încetinire economică. Asta înseamnă ceea ce am vorbit mai devreme și anume faptul că acest, acest ciclu de piață de tip bearish e doar la început și că cine știe ce ne așteaptă în următoarele șase luni alocările care sunt bune pe o perioadă, pe o situație de genul ăsta de decelerare economică și decelerare inflației sunt în zona dolarului, aurului și mai puțin sau absolut deloc în zona growth. Pe partea de criptomonede, fiind o clasă de aseturi foarte tânără, nu s-a putut face până acum un backtesting suficient, dar indiciile sunt că Aici criptomonedele vor funcționa cam la fel ca și tehnologia și growth, adică vor fi foarte dezavantajate de situația macro din următoarele 5-6 luni. Cam atât pentru astăzi. Vă urez weekend plăcut și ne revedem săptămâna viitoare la un nou market update.